Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou video! Astăzi o să vă învăț cum să dresați o nimfă și nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share și atât. Da, și să scrieți la comentarii dacă aveți și voi nimfă sau nu, sau dacă vă place specia mea de păsări, de pasăre. Da, bineînțeles că e una singură, cum vedeți. Da, și hai să trecem la video. Voi trebuie întâi să învățați cu ieșitul afară, adică să-l scoateți din colivie, afară, prin casă, dacă vă luați. Bineînțeles, va trebui, când îl scoateți, să aveți foarte multă răbdare cu el, să aveți răbdare că el se va pune random, pentru că el este, la început este sălbatic și voi îl domesticiți. Așa că, după ce se învață, voi, prima dată va trebui să așteptați să se pună pe colivie, așa cum, da. Și după cum vedeți, la mine stă și așa, da, așa dă el când se prinde, înțelegeți? Mereu când se pune, trebuie să se și prindă. Du-te, Freddy. Și, apropo, îl cheamă Freddy, ca să știți. Și să vă mai explic, nu trebuie să vă luați, adică dacă doriți să vă luați și mascul și femelă, dacă, cel mai bine vi-l luați de pui, că îi îmblânziți pe amândoi, dar dacă nu puteți să vă luați și adulți, sau chiar bătrâni, că pot face ouă și după puteți avea grijă de ouă și na, ei o să ai mai mult, da, na. Și aici, ca să vă explic deosebirea dintre mascul și femelă, el are petele colorate intens, da, și femela nu le are foarte intens, adică nu, poate nu le are și trebuie să aibă și, nu trebuie să aibă dungi aici la coadă, după cum vedeți el nu are. Na, și cam atât despre... Da, zic așa, fața trebuie să o aibă cam galbenă, da? Freddy are jumate galbenă, jumate mai gri. Da, și când o să-l învățați, cu ieșit afară, și veți dori să mai stea și pe jos prin casă, mă gândesc că veți dori și asta, va trebui să îi puneți semințe pe jos, așa am făcut eu cu el. Freddy nu mai mânca casa, așa am făcut eu cu el și l-am învățat destul de bine să stea pe jos. Da, dar eu am făcut o mare greșeală, l-am învățat cu o perină și acum cam stă mai mult după perină și nu prea, să nu-l învățați cu perinile, că el va face așa cu coada și nu prea e bine să facă cu coada la perini. Da, și să-l învățați cel mai mult să stea cu dumneavoastră, că așa va și trebui. Așa va trebui să fie, că așa dresați, bineînțeles. Și să vă spun și de unde l-am luat eu. L-am luat de undeva, de pe... o alee unde era un crescător, bineînțeles tot din Reșița, unde era un crescător de papagali și avea și nimfe și perușii, canari și iepuri și toate, aproape toate astea care stau în cuști sau ceva în gen. Și păsările mai avea și din aia mai mari. Da, dar eu am vrut nimfă și l-am luat la 5 luni. Cel mai bine vi-l luați de pui dacă vreți să-l îmblânziți. Minim 5 luni sau puteți și la 3 luni, dar dacă vă luați de la un an, deja un an și ceva, el are deja 3 ani și 8 luni. Dacă vă luați de la 3 ani și 8 luni, un papagal, aveți grijă că e cam mare și mai greu de tot îl puteți dresa. Bun, și cam atât cu acest video, sper că v-a plăcut și la revedere!